Salutare tuturor! Astăzi o să vorbim despre bani. Pentru că de-a lungul timpului mulți dintre voi ne-ați întrebat de unde avem noi bani să călătorim sau cum să facem ca să călătorim ca și voi. Iată că astăzi vine răspunsul. Combinăm două mari categorii, banii și călătoriile. Cum poți călători full-time cu ce bani? Astăzi o să răspundem la întrebarea aceasta, dar și în videoul de mâine, pentru că va fi o serie de două videouri prin care o să vă prezentăm maniere de a face bani de la distanță. Online. Cum reușim noi să ne susținem călătoriile? Sunt sigură că și voi veți reuși să faceți asta. Trebuie să aveți doar internet, iar restul vine de la sine. Într-adevăr, e destul de multă muncă în spate, dar asta e altă poveste. O să facem o scurtă recapitulare. Noi suntem Hai Huin 2 și în urmă cu un an și jumătate am renunțat la joburile din corporație și ne-am luat lumea în cap și am plecat Hai Huin 2. În Asia. În Asia, da. Am petrecut 11 luni în Asia, după care am revenit în România și de mai bine de 3 luni de zile ne aflăm în Statele Unite ale Americii, blocați din cauza pandemiei. Nu suntem milionari, nu provenim din familii bogate, nu am câștigat la Bloto, nu am vândut apartamentul și am plecat cu banii de apartament în călătoria vieții noastre. În schimb, am fost foarte precauți, foarte responsabili și ne-am asigurat venituri de la distanță. O să vă prezentăm astăzi 4 metode prin care și voi puteți face ceea ce facem noi. Trebuie doar să vreți. Ăsta este ingredientul principal. Trebuie să vrei, trebuie să-ți placă să călătorești, trebuie să fii deschis, trebuie să fii adaptabil, dar asta este o altă discuție și o să le axăm într-un alt video și o să vorbim despre caracteristicile, despre atitudinea unui călător pe termen lung. Astăzi vorbim despre bani. Și vă învățăm și pe voi cum să faceți bani din online. Bani, bani, bani. Am o întrebare și pentru Ion. La ce nu ai renunțat niciodată? La călătorii. Și nu ne-am vorbit înainte? Nu. Eu nu aș renunța la viața în sandale, știi? Mi-a plăcut foarte mult răspunsul pe care l-a dat Eduard Daninar, un interviu pe care l-am filmat cu el în Venice Beach. Mi-a spus că el n-ar renunța la viața în șlap. Și atunci mi-am dat seama că nici eu nu aș renunța la viața în sandale, la viața în picioarele goale, în nisip, în valurile oceanului. N-aș renunța la cărările de munte, la călătorii, mai bine zis, cum a zis Ion, dar eu bat câmpii ca de obicei. Eu sunt mai subtil și mai scurt. Nu aș renunța la zilele cu soare, nu aș renunța la comunitatea pe care noi am creat-o într-un an și jumătate aici pe Hai Hui, pe Instagram, Facebook sau pe blog. Și n-aș renunța la oamenii frumoși întâlniți în călătoriile noastre, care sunt o poveste fabuloasă. Probabil vă întrebați cum am ajuns noi în punctul acesta de a ne dori să călătorim. Nu eram mulțumiți cu viața pe care o duceam, nu eram fericiți. Mi se părea că nu e normal să așteptăm 2 săptămâni de concediu pe an, să așteptăm un weekend să putem pleca. Nu era normal să simțim jobul acesta de corporație ca o încătușare, să ne simțim obligați să facem anumite lucruri, pentru că nu am rezonat în totalitate cu joburile noastre, deși ne-a plăcut ceea ce am făcut, dar în anumite momente ne-am fi dorit să călătorim mai mult și mai mult și mai mult, să explorăm, să fim liberi, să fim mobili, să fim flexibili. Și în felul acesta s-a născut ideea aceasta de a călători full-time. Plus că a venit momentul să luăm o gură de aer, cel puțin așa ne simțeam atunci când am luat decizia să plecăm în lume. Ne-am dat seama că locul nostru nu este în cutie, că nu suntem confortabili și atunci ne-am pus pe primul loc visurile, idealurile, mai presus de orice condiționare a societății. Ne-am dat seama că aceste escapade, aceste călătorii ne dau cu adevărat sens, că simțim că trăim cu adevărat atunci când călătorim, că descoperim lumea asta frumoasă, că învățăm foarte mult despre lume, dar și despre noi prin călătorii și ne redescoperim, pentru că ăsta este scopul călătoriilor noastre, să ne redescoperim pe noi înșine mai presus de orice. Și facem asta, am mai spus că pentru noi călătoriile sunt o formă de educație financiară, o formă de educație socială. O dezvoltare personală, de ce nu? Și bineînțeles profesională, pentru că am pornit acest vlog, acest canal de YouTube acest cu experiență proiect. Zero în tot ce înseamnă creator de conținut. Imaginați-vă că noi am ajuns în Bali, am deschis camera și am început să filmăm. I-am spus lui Ion că eu nu pot să fac asta niciodată. Am început să plâng, i-am zis că nu pot. Eu sunt foarte introvertită, eu sunt anxioasă și mi-a fost foarte greu să vorbesc în fața camerei. Dar cu timpul, nu știu, a venit totul natural și acum îmi place și trăiesc pentru asta și îmi place să-mi exprim emoțiile, să-mi exprim trăirile, să fiu expansivă, să fiu emoțională în videourile noastre, pentru că îmi place ceea ce fac și
Sper că se vede lucrul acesta. Ioan, cum ai primit acest challenge de a deveni din corporatist creator de conținut? M-am dezvoltat către anumite zone în care nici nu bănuiam că o să ajung, cel de editor video, cel de editor foto, de ce nu. Și chiar îmi place ceea ce și fac. De vorbitor la cameră. Și de vorbitor la cameră, de fotograf, videografer. Nu, îmi place mult ceea ce fac și a devenit un stil de viață pentru noi. Da, e foarte important să facem lucrurile din pasiune și cred că o să încheiem aici cu vorba aia, pentru că vrem să trecem la fapte. Vrem să vă învățăm printr-o serie de videouri să călătoriți, dacă asta vă doriți cu adevărat, și să faceți bani de la distanță, într-un mod cât se poate de inteligent și de responsabil. Am spus adineori că nu suntem milionari, dar aș vrea să mă contrazic pe mine. Suntem. Pentru că noi suntem milionari. Suntem milionari în experiențe, suntem milionari în trăiri și în momente. Și da, putem spune că suntem noi milionari, așa cum spune Tim Ferriss în cartea lui, pentru că astăzi ne trezim în California, mâine ne trezim în Bahamas și poi mine cine știe în Sri Lanka. Avem libertatea aceasta de a ne alege noi locul, avem o mobilitate nemaipomenită și avem timpul de partea noastră. Sunt trei factori esențiali atunci când călătorești pe termen lung. Bun, și hai să trecem la fapte. Apropo de întâmplarea aceasta cu milionari, mi-amintesc că în Vegas, am mai povestit pe live-urile noastre în Vegas, dacă ți-amintești, șoferul de Uber ne-a întrebat de unde suntem și ce facem. Și era un tip bătrân, avea aproximativ 60 de ani, să spunem. Da, era pensionar, cred. Și i-am răspuns că suntem din România, călătorim full-time, acesta este jobul nostru. Și ne-a întrebat, oh, sunteți milionari? Că eu n-am ieșit din America niciodată, eu nu știu, n-am fost niciodată în Europa. Așadar, da, suntem milionari, probabil că pentru mare parte a populației ideea aceasta de a călători full-time pare mai degrabă un lux, pare mai degrabă o îndeletnicire a oamenilor băgați nici de cum, a oamenilor absolut normali. Sau de o clasă medie. Da, cum suntem noi, am muncit mult ca să ajungem aici și acum culegem roadele. Așa este. Și trebuie să știți că nu este ușor, adică este o adevărată muncă în spate, dar dacă vrei, poți. Asta e cel mai important. Nu, noi o să vă prezentăm câteva modele de a face bani în continuare, dar solicită muncă. Nu este un fel de îmbogățire de pe zi pe alta. Corect, corect. Sau sunt unele, de ce nu? Acolo ține și de noroc. Ține și de noroc puțin, da. Ține și de noroc și de anumite abilități. Diferă de la individ la individ rezultatul final. Asta este foarte important. Nu există o rețetă a succesului neapărat. Se aplică în mod personal la fiecare în funcție de capacitățile proprii. În continuare o să vă prezentăm opțiunile pe care le-am luat în calcul atunci când am pornit în această călătorie. Sunt 4 în videoul de astăzi și videoul viitor o să fie mult mai multe, dar deja acolo vorbim despre un alt nivel. Dacă visul tău este să călătorești full-time și această sămânță a încolțit în mintea ta, iată care sunt variantele pe care ar fi bine să le iei în calcul dacă dorești să călătorești full-time și să ai un venit sigur. Pentru noi a fost foarte important să avem un venit sigur, pentru că noi avem așa un psihic programat către zona aceasta de stabilitate și este normal, pentru că suntem rezultatul ultimelor 30 și de ani și atunci este foarte, foarte ok să ai un venit constant. Există și varianta economiilor, dar economiile îți oferă așa o stabilitate pe termen scurt, pentru că nu știi cum va evolua situația. Și nici nu-ți oferă un confort, pentru că știi că acei bani se vor termina într-o zi și nu știu, probabil nu am experimentat acest tip de călătorie, dar cu siguranță nu e cel mai relevant. Poate fi și ușor stresant, dar de reținut este faptul că noi am avut câteva economii și au fost bugetul nostru rezervă în cazul în care veniturile active s-ar diminua, s-ar finaliza sau am avea nevoie de extra cheltuieli. Deci da, e foarte important. Pe care am folosit o parte din acel venit. Exact. Cum a fost febra dengue în Bali. E doar un exemplu. Da. Așadar, e foarte important să porniți cu câteva economii la voi. Hai să spunem un minim de 10.000, depinde acum cât timp vrei să călătorești. Dacă vrei să călătorești timp de un an de zile, cam 10.000 de euro să ai la tine. În cont. Ok. Singur sau? În doi. Eu mă refer ca și cuplu. Okay. Nu știu cum e să călătorești singur, ce cheltuiele. Nu știu. Ce cheltuiele ai acolo. Nu știu. Dar ar vrea. Da. Ok. Să spunem că 10.000 de dolari ar fi suficienți cât să ai acolo o variantă de rezervă și să fii liniștit. Atunci când am plecat în această călătorie, am luat în calcul ideea de sustenabilitate și de eficiență economică, care se traduce într-un echilibru perfect între muncă și venituri constante.
pam-pam și hai să trecem la treabă, că până acum am povestit, am conturat așa o idee frumoasă despre călătorii, dar este un intro pentru videoul de astăzi, dar și pentru videoul următor și pentru seria de videouri pe care o să le facem. Trebuie să fim conștienți de anii în care trăim, despre anul 2020 și nu numai, cei care urmează, pentru că internetul este o unealtă excepțională de a face bani. Și e important doar să ai conexiune bună și iar restul vine de la sine. Și există conexiune bună cam peste tot în lume. Am întâmpinat dificultăți, culmea, aici în California, în Filipine și în Sri Lanka. Dar ne-am descurcat. Ne-am făcut treaba într-un mod cât se poate de bun. Începem cu prima posibilitate luată în calcul de noi atunci când am plecat în călătorie, care se numește Upwork. Ce este Upwork? Upwork este o platformă de freelancing, este de fapt cea mai cunoscută platformă de freelancing pentru că sunt foarte multe pe piață, dar este cea mai cunoscută care îți oferă posibilitatea de a câștiga bani de la distanță. Practic este o platformă unde clienții, de exemplu eu doresc să postez un job, am nevoie de un serviciu care poate fi prestat online, postez un anunț, iar Ion, un candidat care poate fi situat undeva la, ca și nivel de experiență, ca și nivel de expertiză, entry level, intermediar și expert, poate câștiga jobul sau nu, în funcție de cerințele postului, în funcție de criterii și în funcție de anumite filtre interne. Există milioane de joburi, iar câștigul poate fi unul cât se poate de bun. Poți fi plătit la oră, poți începe cu $5 pe oră și poți ajunge la 60-70 de oră dacă ești programator și ești unul foarte, foarte bun. Bine, aici voiam să ajung. Aici, asta înseamnă că trebuie să fii ori programator, ori web designer, ori traducător. Sunt foarte multe joburi. Dacă se pot presta pe internet, asta înseamnă că platforma aceasta le livrează. Chiar și pe zona de vânzări, foarte, foarte multe joburi și chiar vă invit să aruncați o privire. Trebuie să vă faceți cont și în felul acesta poate descoperiți ceea ce vă place și ceea ce aveți nevoie pentru a călători full-time. Poți fi plătit și pe proiect și poți încasa bani frumoși dacă proiectul este unul mai complex și care necesită anumite abilități speciale care te detașează de restul candidaților. Bun, mi se pare o opțiune bună, din păcate pentru noi nu stăpâneam atât de bine zona aceasta, nu, eu am lucrat în domeniul resurselor umane, sigur că există joburi pe zona de recrutare, de exemplu, pe zona de training online și atunci, da, aș fi putut să fac asta, dar mi-am propus să mă dedic în totalitate proiectului HiHuin 2 și atunci am refuzat din start această opțiune. Am recomandat multor abonați de-ai noștri să se înscrie pe platformă și unii chiar au reușit. Au reușit și ne-au și scris, uite, am câștigat primii $200 dintr-o simplă negociere și așa mai departe. Depinde de voi, depinde de abilitățile voastre, de ce știți să faceți sau de ce sunteți dispuși să învățați, pentru că iarăși, internetul este o unealtă nemaipomenită și puteți învăța până și programare online. De la zero. Mi se pare că acest tip de job, că îl putem numi un job, îți oferă o anumită flexibilitate, nu ești neapărat condiționat să lucrezi de la 9 la 5, poți lucra și te poți organiza în modul în care dorești, de pe plajă, de pe vârful muntelui sau de acasă, pe un șezlong. De acasă, da, bineînțeles. Da, îți oferă o anumită flexibilitate, dar atenție, e nevoie de timp să ajungi la un nivel expert. Sau dacă vii dintr-un domeniu pe care îl stăpânești bine, atunci ai mari șanse de succes. Cam atât am avut noi de spus despre Upwork. Vă încurajăm să intrați pe site și să aruncați o privire și să vă faceți voi singuri o idee despre ce înseamnă această platformă de freelancing. Gata, acum trecem la următorul mijloc de a-ți susține călătoriile, care se numește Workaway. Este de fapt voluntariat. Nu l-am încercat nici pe acesta, dar la fel avem cunoștințe care au călătorit și călătoresc full-time și de fapt majoritatea călătorilor pe care i-am întâlnit adoptă stilul acesta. Practic, e o platformă, la fel ca și Upwork, unde anumite persoane fizice sau juridice postează joburi. Bineînțeles, cu o verificare prealabilă, este totul verificat și foarte, foarte sigur. De fapt, Workaway este un schimb cât se poate de echitabil, este o situație win-win atât pentru mine ca și voluntar, dar și pentru persoana care a postat anunțul și are nevoie de ajutor. Este un job care nu se plătește, dar în schimbul căruia tu primești masă și cazare gratuit. Și platforma spune că trebuie să muncești minim 5 ore pe zi și mai ești condiționat de o plată, de un abonament anual, $28 pe an. De exemplu, pe platforma Workaway poți să lucrezi pentru un hotel, iar la schimb primești cazare și mâncare. Asta înseamnă că, nu știu, voi ajungi la curățenie, la
pe partea de social media, dacă ai aceste skill-uri, dacă... Poți trage niște cadre cu drona, dacă ai o dronă, de exemplu, le poți face niște fotografii, poți fi ajutor de bucătar, barman, habar n-am, poți să faci o grămadă de lucruri. Zilele trecute m-am uitat și eu pe platforma aceasta Workaway, cât să văd ce joburi găsim noi în California. Și am găsit un job foarte interesant la o fermă, era foarte frumos poziționată ferma într-o zonă de munte și ajutai proprietarii în diverse treburi casnice, domestice, gospodărești. Da. Mi s-a părut foarte tare, mai ales că noi am crescut la țară și chiar mi-ar plăcea așa o conexiune cu natura, o conexiune cu... Bine, o experiență până la urmă. Da, e o experiență frumoasă și vezi acolo tot felul de fotografii, de momente surprinse din toată această experiență. Mi se pare foarte tare și sincer mi-ar plăcea și mie să o încerc pe viitor. Și aici, ca și pe Upwork, mi se pare că trebuie să deții anumite abilități și trebuie să ai o anumită deschidere, pentru că de cele mai multe ori serviciile poate nu se vor preta cu experiența ta profesională, dar mi se pare o formă de interacțiune nemaipomenită, o formă de dezvoltare personală, pentru că întâlnești tot felul de oameni, întâlnești alți călători ca și tine. Mi se pare că poți să pătrunzi și mai mult în cultura locală, în comunitatea locală. Singurul dezavantaj este că nu ești plătit pentru asta, dar economisești bani pentru cazare și mâncare, pentru că sunt oferite de către gazde la schimb pentru munca prestată. O să vă lăsăm un link în descriere cu platforma Workaway. Aruncați și voi un ochi și vedeți dacă vă place ceea ce vedeți acolo. În continuare vă prezentăm cele două opțiuni cu care noi am cochetat. Una dintre ele a câștigat, cealaltă a pierdut teren momentan, dar o luăm în calcul. Și pe viitor, da. Da, Ion se pregătește intens. Fac mare research pentru asta. Da. O altă modalitate de a face bani este aceea de a-ți deschide o afacere pe celebra platformă de vânzări Amazon. Da, am luat în calcul și noi această variantă în urmă cu 2 ani și jumătate înainte să plecăm în călătorie. Aveam eu un coleg de serviciu, Victor, care era înnebunit după zona aceasta și îmi prezenta tot felul de oameni care au reușit pe Amazon din România. Și la vremea aceea am spus lui Ion, tu știi de Amazon? Și uite așa au început să curgă discuțiile. Am făcut research oricum, aproximativ 3-4 luni de zile, am citit tot ce am... Ce am găsit, ce se putea despre... La momentul acela, dar am respins ideea din start pentru că era nevoie de o investiție și pentru noi fiecare ban conta în acel moment, pentru că ne doream foarte mult să plecăm și să călătorim. Dar dacă dispuneți de un capital, e varianta ideală, pentru că vânzările online cresc de la an la an, de la lună la lună, iar veniturile sunt din ce în ce mai mari. Așa este, este o piață în creștere. Care este capitalul minim de care ai nevoie pentru a deschide o afacere pe Amazon? Din ce am citit eu, $5,000. $5,000. Și în momentul ăsta tătonesc cu ideea? De ce nu? Chiar de câteva zile am citit iarăși, am început iarăși. Pentru că ne aflăm în state și și-a comandat niște lucruri de pe Amazon și s-a aprins un beculeț. Este așa că pot și eu. Ideea e că această variantă versus celelalte variante pe care le-am prezentat îți poate genera un venit mult mai mare. Practic, Amazonul funcționează ca un business propriu, unde tu ești propriul tău șef, muncești la ce oră vrei, îți stabilești singur programul de lucru, îți stabilești singur produsele pe care vrei să le vinzi, faci research, te informezi foarte, foarte bine, vezi care sunt tendințele pieței, pentru că piața este foarte dinamică, este în creștere și atunci trebuie să fii foarte bine ancorat în tot ce înseamnă Amazon, vânzări și multe alte arii, pentru că mi se pare un domeniu foarte complex și foarte provocator, adică te provoacă foarte mult să ieși din zona de confort și te stimulează din multe puncte de vedere. Mie îmi place foarte mult la varianta asta faptul că ai o flexibilitate și o independență financiară. Bine, asta înseamnă că muncești pentru tine. Cu siguranță munca nu e ușoară, cel puțin pentru început, pentru că trebuie să faci mult research, trebuie să vorbești cu anumiți producători, pentru că ideea este că tu trebuie să-ți găsești un produs pe care să-l listezi, să-l promovezi pe Amazon și să-l vinzi, bineînțeles. Iar acest lucru necesită timp, după cum am spus. Recent, făcând research, am găsit pe băieții de la Amazonieni, sunt niște români care au reușit în această afacere și au la dispoziție niște cursuri gratuite pe care o să le punem în descriere. Intrați și voi și vedeți dacă vi se pliază. Știi că ne-am uitat și acum doi ani și jumătate, tot de la ei ne-am luat informațiile. De Alex Hudițan am aflat de la colegul meu Victor, care, apropo, el a rămas tot în corporație, eu călătoresc, așadar, Victor, te salut și te pup. Sper că ți-ai deschis afacerea pe Amazon. Da, de Alex Hudițan am aflat de la Victor, am făcut research împreună și acum suntem 90% convinși că vom deschide această mică afacere numită Amazon.
Și trecem acum la ultima variantă, varianta câștigătoare pentru noi, care se numește... Job remote! Este o variantă mult mai sigură, dar nu atât de flexibilă. Iată că a făcut eu înșirime. Da, spuneam adinaori că pentru noi a contat foarte mult să avem o anumită stabilitate și o anumită siguranță financiară. Și jobul a fost una dintre opțiunile care ne-a ajutat până în prezent să supraviețuim și să călătorim full-time. Eu am lucrat 9 ani în domeniul resurselor umane și pentru mine nu a fost o opțiune să pot continua jobul de la distanță, deși anumite task-uri într-adevăr pot fi îndeplinite pentru că îți permite tehnologia. Am fost nevoită să-mi dau demisia după un an de concediu fără plată, pentru că atât mi-a permis angajatorul să-mi iau un an sabatic, nu 2, nu 3, nu 5, unul. Da, între timp ai lucrat pe bază de proiect, pe bază de colaborare, așa este, la anumite companii. Dar asta înseamnă că trebuie să-ți cauți aceste companii înainte să pleci în călătorie, care să-ți permită să lucrezi, nu știu, pe bază de proiect, pe bază de... Da, trebuie să stabilești cumva un contract de încredere, o legătură dinainte de a pleca în călătorie, pentru că e foarte important și pentru tine ca și individ, dar și pentru clientul respectiv să aibă o siguranță că se poate baza pe tine. În momentul de față nu mai lucrez în HR, dar îmi lipsesc anumite aspecte din jobul de HR, recunosc. Lucrez la Haihui acum. Lucrez la Haihui și mai scriu articole pentru anumite publicații. Din păcate nu le pot spune numele pentru că sunt confidențiale, avem un contract în spate, dar funcționez pe contract de colaborare. Eu am lucrat foarte mult timp în zona media din România, iar în ultima perioadă lucrez mai mult ca și consultant pe zona de social media, ce ține de rețele de socializare. Da, practic amândoi suntem colaboratori de la distanță, colaboratori de încredere, forță. Ultima perioadă cel puțin a dovedit asta, pentru că am trecut prin foarte multe situații care puteau stopa munca noastră. Am rămas fără internet, fără energie electrică, nu știu, au fost foarte multe situații, dar ne-am descurcat chiar și atunci. Da, și foarte important este faptul că această pandemie a demonstrat angajatorilor, corporațiilor, tuturor, că anumite joburi pot fi făcute de acasă și atunci costurile ar fi diminuate pentru firme. Din păcate, legislația din România nu este foarte permisivă vis-a-vis de zona aceasta de muncă de la distanță. Ai opțiunea de muncă la domiciliu și telemuncă, dar respectând anumite condiții care țin de securitate și sănătate în muncă, care țin de anumite clauze contractuale, tot timpul trebuie să informezi unde te afli și atunci poate deveni un factor de stres. Asta ca și dezavantaj, faptul că anumiți angajatori s-ar putea să nu fie dispuși să încheie un contract individual de muncă cu tine de la distanță, pentru că sunt anumite riscuri la care tu te supui ca și angajat, dar mai ales el ca și angajator în cazul în care ție ți se întâmplă ceva. Dar există întotdeauna varianta unui contract de colaborare, varianta unui contract pe drepturi de autor care poate funcționa de oriunde din lumea asta, din orice colț al lumii. Iar un alt dezavantaj al jobului remote este faptul că nu ai flexibilitate, ești oarecum condiționat. Condiționat ai programul acela, da, de la 8 la 5, de la... Dar dacă mergi în Asia, e foarte lejer să lucrezi pe orarul de România. Da, aici în state muncim e de dificil. Noaptea, da, e mai complicat puțin, dar ne-am adaptat. Nu, nu ne plângem, nu ne înțelegeți greșit. Doar vă informăm să fiți pregătiți. Cam acestea sunt cele 4 opțiuni pe care noi vi le recomandăm și pe care le-am luat în calcul și noi la rândul nostru. Două dintre ele au fost excluse din lipsă de abilități, din lipsă de timp, iar două au fost luate în calcul și sunt câștigătoare. Una dintre ele este câștigătoare, cealaltă urmează să fie cât se poate de curând câștigătoare. Upwork, platformă de freelancing. Găsiți linkul în descriere. Workaway, platformă de voluntariat. Linkul în descriere. Amazonienii, apropo, cursul gratuit dacă vreți să aflați mai multe informații, și jobul remote, discuția cu angajatorul și de ce nu să vă căutați voi singuri clienții care vă pot încuraja și susține să lucrați de la distanță. În continuare, noi o să filmăm un alt video în care vă prezentăm cum ne câștigăm banii ca și travel vlogger, pentru că mai există opțiuni de a câștiga bani ca și travel vlogger, ca și travel blogger. Oricare dintre aceste variante. Ca și influencer. Ca și influencer, ca și creator de conținut. Ce variante ai la îndemână? Încheiem videoul de astăzi. Sperăm că informațiile pe care vi le-am oferit au fost utile, că vă ajută să vă conturați o idee despre ce înseamnă
această lume a călătoriilor, dar și a jobului de la distanță. Sperăm că v-am fost de folos. De folos, sperăm că nu v-am plictisit și dacă aveți întrebări, puteți să ne scrieți oricând, să ne lăsați în comentarii, vă răspundem și vă facem recomandări din propria experiență, bineînțeles. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, că ne-ați fost alături. Nu uitați să dați un like acestui video, uitați-vă în descriere pentru că veți găsi toate linkurile acolo și informațiile de care aveți nevoie. Un coment, un share dacă se poate și un play la următorul video care vine mâine. Vă pupăm!